Super fericit. Când îi bați pe cei mari, arată că ai muncit bine, te face să crezi că ești bun sau foarte bun. Mă bucur pentru echipa noastră, pentru Farul. Un meci în deplasare venind după, cum le-am zis la început, am primit multe goluri în ultimele meciuri. Trebuia să vină și momentul nostru, să revenim la care eram noi înainte, de aia suntem acolo sus. Și o facem foarte bine. Important să crezi în ce faci, să fii convins de ce faci. Și bineînțeles, în ultim și astăzi am aplicat lucrul ăsta, am avut curaj, am ieșit la joc. Și ei au avut curaj și eu am avut curaj să pun acei jucători tineri pe toți. Deci toate schimbările jucători tineri care au făcut fenomenal. Și mă bucur pentru ei. Întărește grupul, întărește convingerea noastră în ce facem. Și suntem pe drumul cel bun. Sperăm să o menținem tot așa. Bună seara! Cum se trăiește de pe bancă un asemenea final? Mai rar vedem un meci cu două goluri după minutele, în minutele calitatea, după minute. Una din calitățile foarte bune a unui, cred eu, dacă nu mă înșel, și am învățat-o, nu știam, stați liniștit, citind anumite lucruri și văzând, stând lângă fotbal, calitatea numărul unu, un manager e să citească meciul, situațiile și să reacționeze imediat, să aducă ce e bine pentru echipă. Cred că cum alte meciuri am băgat un jucător și am luat penalti și a fost penalti și am greșit. Acum astăzi am tot ce am schimbările, tot ce am făcut a fost bine pentru echipă. Așa că da, trebuie să citești meciul, să citești situația și să aduci și bine pentru echipă și după aceea toate vin. Când ai un jucător ca Alibei care astăzi a tras echipa după el, fantastic, cel mai bun de pe teren, să-l țină cureaua tot așa, că știe fotbal mult. Da, a fost cel mai frumos meci al anului, să zicem, sau al ultimelor luni? Poate fi. Să începe anul cu un meci din ăsta e fantastic. Deci 2023 probabil o să fie foarte bun pentru noi. Și mai multă încredere că urmează meciul cu CSU Craiova, adică alt meci tare. Toate sunt meciuri tari. Celelalte 8 meciuri care avem de jucat, sau 7 meciuri care mai avem, sunt foarte grele. Toate sunt grele pentru că e returul și în retur contează punctele, contează fiecare echipă joacă să câștige și nu mai e cum joci în august când e departe campionatul și acum toate echipele se gândesc, toate echipele au nevoie de puncte, toate echipele joacă și atunci ies meciuri frumoase și toate celelalte care le-am văzut. Ați zis că sunteți super fericit, vă auzim rar când spuneți astfel de lucruri, super fericit care veni și e greu să-mi arăt fericirea la cât de fericit sunt. Pentru că am bătut FCSB-ul acasă într-un meci important, unde grupul nostru care era pe primul loc până acum trebuia să demonstreze că merită acest lucru și au făcut-o. Și cu jucători 2003, 2006, 2005, 2005. Deci nu s-a terminat cum trebuia. Deci tot ce construim și muncim, bravo lor, sunt fericit pentru ei, că a fost o zi minunată a noastră, care o să ținem, o punem acolo, la Academie în vară când deschidem. Super fericit că a revenit și Ianis după perioadă destul de lungă. Da, vă dați seama, lucrul acesta special pentru el, a trecut o cea mai grea perioadă a lui în viață, a trecut-o cu brio, a muncit foarte mult, a avut o accidentare foarte, foarte grea, arată bine, l-am văzut bine, motivat în teren, chiar a luat și cartonaș galben, l-am văzut că are sămânță și mă bucur pentru el să-i meargă, să fie sănătos, să fie pe teren, să revină, să aibă răbdare, pentru că o să-i trebuiască timp să prindă ritmul și intensitatea jocului, dar mi-a plăcut de el, același jucător, creativ, cu pase în față, chiar dacă una a greșit sau n-au înțeles cu echiperul, a pasat între linii, dă pase pentru atacanți, o face și lucrează pentru cei din față. În prima repriză ați făcut două schimbări, ceva nemulțumit la jocul echipei dumneavoastră? La Bara știam că nu era bine, cred că nu era încă fizic să pregătiți când l-am luat și mai târziu și de unde a venit și era greu să el să reziste fizic din punctul acesta. La Kiki nu l-am văzut, sincer să fiu, și trebuie să fiu cât mai sincer, l-am văzut pe Borza mult mai bine în ultima perioadă, dar un jucător care joci cu el și ești pe primul loc, am zis să nu încep cu el, cu Borza, trebuia să încep cu el. Kiki nu e într-o formă foarte bună, dar mă bucur că a înțeles și toată lumea e fericită în vestiar și că cel care a intrat în locul lui a făcut un meci foarte bun. Alibec și Nedelcu vor fi suspendați pentru meciul cu Universitatea Craiova. Abia așteaptă Morar să joace, abia așteaptă, sunt ăilalți. Mazilu de
2005, avem Mateus care încă și el a venit târziu și încă nu e în formă. O să căutăm soluții, avem lui Sminteanu, deci trebuie să găsim soluții, asta e meseria noastră. Dar jucătorii noastre dau tot ce e mai bun în perioada asta, încă nu s-a încheiat perioada de transferuri, nu vă e teamă să nu mai pierdeți vreun jucător? Atât încât perioada e deschisă, orice poate întâmpla, și veniri și plecări. Nimic nu e închis, suntem deschiși la toate, suntem atenți și vedem ce va fi. Dar eu sunt foarte, încă o dată, sunt fericit pentru că echipa, când a jucat fotbal, a câștigat. Deci ea trebuie să înțeleagă un singur lucru. Noi, stilul nostru și identitatea noastră, nu putem să o părăsim niciodată. Atât posesia cât și presiunea, trebuie să facem câte minute sunt, trebuie să ne ducem și să avem curajul să mergem, pentru că antrenăm asta, facem asta și când suntem noi, e la adversar e mult mai greu ca să câștige. Dacă nu mai facem presiunea, dacă construim mai simplu sau evităm să suntem statici și nu ne vrem să ne mișcăm, atunci e clar că adversarul îi cresc șansele. Golul lui Alibek ne poate duce cu gândul la loviturile libere ale lui Gheorghe Hagi cu stângul? Fantastic a fost. Mă bucur pentru el, pentru că era puțin așteptat și el golul, era necesar și lucrul ăsta, cred că de acum încolo are și o săptămână pauză, acum 10 zile, deci practic după aceea o să-l vedem când o să avem nevoie iar de el. Na, Alibek a fost fantastic, deci a făcut de toate pe teren. Mai ales în fază ofensivă, e greu să-l ții. Când e conectat și vrea mult, se preocupă numai de joc, e fantastic. Cum se anunță următoarele etape? Că apar surprize. Toate foarte grele, toate foarte grele. Conștient că sunt foarte grele, fiecare meci joacă pe puncte, fiecare meci are puncte importante pentru noi, pentru adversar, pentru fiecare cele trei puncte. O să mergem la fiecare meci să încercăm să luăm punctele. Ăsta e obiectivul nostru, creând o mentalitate, vrem să jucăm fiecare meci în parte. Ați văzut, o dată ne iese, o dată nu, că așa e fotbalul, dar e important să crezi până la sfârșit. Pe CSB-ul ce impresie v-a foarte lăsat? Bună, foarte bună. Foarte bună, special prima repriză și a doua, dar a doua, eu zic că am fost noi mai agresivi. Noi ne-am dus mai sus cu vreo 10 metri, am creat presiune pe ei și ușor, ușor le-am creat o presiune, cred că în ultimele 30 de minute, după ce am luat gol, o presiune incredibilă pentru ultimele 30 de minute. Nu mă așteptam, credeam să... Ce vedeam, speram. Vedeam că putem scădea din intensitate, dar culmea, am crescut mai mult decât ne-am băgat pe cei tineri, lucrurile au crescut. Am să vă întreb cum vi s-a părut arbitrajul. Cordea a spus că arbitrul și-a bătut joc de ei. Nu știu. Nu știu ce să zic. Așa pot să zic și eu, că cred că a fost penalti 100%. A fost în care o faultul ăla și eliminare. Așa cred eu. Așa, dacă și nu cred, că cred că e mai plauzibil ce zic eu. Restul, ok. Restul se întâmplă în meci, sunt situații de meci care greu să le comentăm, dar cred că a fost penalt, cred. Pentru că Alibek era la 10 metri în care eu când a căzut. Nu putea să fie, dar dacă așa s-a văzut, e ok. Cum ați trăit acele momente dramatice din final? Ați egalat în minutul 95 și golul victoriei în minutul 96? Ca toți, fericire. Golul aduce fericirea, victoria aduce bucurie. Pentru asta muncim în fiecare zi, asta îi facem pe jucători și încă o dată. Felicitări lor, am o echipă frumoasă, talentată, cu băieți tineri foarte buni. Am făcut bine că am investit în tineret, în tineri. Vedeți că totdeauna și asta e cea mai mare satisfacție a mea care o am de când m-am lăsat de fotbal. Restul, odată pierd, odată câștig, antrenăm. Dacă îi văd pe acești copii că joacă și fac bine, sunt cel mai bucuros. Spuneați că sunteți bucuros de faptul că tinerii învață fotbal cu dumneavoastră, progresează. Sunteți bucuros de pasul pe care l-a făcut Alexi Pitu la Bordeaux și de acest transfer pe care l-ați reușit? Până la urmă e transferul iernii. Primul lucru, Alex în ultimul an, cred că a fost unul dintre cei mai buni jucători ai noștri, a făcut saltul care trebuia, a început să dea pase de gol și goluri care în trecut i-a lipsit, dar probabil s-a maturizat, a devenit mai puternic, că el fotbal știa, adică el a fost de la 14 ani până la 19 ani, a fost titular la loturile naționale, toate meciurile, numărul 1, așa că era imposibil să nu iasă la un moment dat, era chestiune doar de timp, știam asta, un băiat foarte inteligent, foarte serios, profesionist,
a plecat într-un fotbal la o echipă, în primul rând, a doilea, a plecat la o echipă cu nume mare, cu, între primele 4-5 echipe din Franța, cu o istorie și o identitate foarte bună, trecând și echipa printr-un moment dificil, dar i-am zis că e o șansă pentru el ca împreună cu echipa să meargă sus, să crească și să ajungă unde trebuie, pentru că Bordeaux trebuie să ajungă în primele 5 echipe din Franța, 6, pentru că e o entitate, un nume enorm de mare, enorm de mare. El s-a dus acolo, a și văzut, ne-a dat și mesaje și a zis că wow, adică ce a văzut acolo e incredibil, dar ușor nu va fi. Cu cât te duci la nivel mai sus, cu atât lucrurile sunt mai dificile, mai grele, pentru că sunt jucători mai buni, dar eu sunt convins că Alex va progresa, învață, trebuie să învețe repede, să se adapteze și învață și va progresa și eu zic că Doamne dă să meargă bine, pentru că fotbalul are nevoie de jucători care să confirme afară. Astăzi s-a consemnat și o premieră în istoria fotbalului românesc, a fost întrerupt un meci din cauza scandărilor rasiste ale suporterilor Sepsi cu Craiova. Este bine că s-a întâmplat așa, că arbitrul a oprit meci? Nu mă băgați în lucruri, care mă depășesc. E campionatul României. Mă depășesc. Deci nu mă băgați, nu-mi place și nu vreau să mă bag în lucruri care mă depășesc pur și simplu. Suntem toți oameni, nu contează de cine ești, de ce naționalitate, toți trebuie, noi jucăm fotbal și fotbalul trebuie să fie, să-l jucăm. Atât. Să-l jucăm și atât tot. Restul suntem toți și trebuie să ne respectăm. Pe oricare trebuie să existe respect și atât. Așa cred eu că e lucrul cel mai fair și cel mai corect să fie. În rest, nu mă băgați pe mine de astea, că nu vreau să primesc dintr-o parte și în alta lucrurile. V-aș mai întreba totuși ceva vis-a-vis de declarația domnului Răzvan Burleanu. Din sezonul viitor, din vară, toți cei care nu vor avea această licență pro vor fi suspendați 2 ani. Este un lucru bun că se întâmplă până la urmă? Iară, să ia de la zi. Iară, v-am zis, v-am dat răspunsul. Nu mă băgați unde nu e teritoriul meu. Aș face o greșeală să mă intru în el și să fac lucruri, pentru că nu e al mea. Nu. Eu sunt antrenor, eu trebuie să antrenez. Sunt și acționar majoritar, dar mă rog, aia vreau să ies din ea, vreau să ies cât mai repede, să rămân cu meseria mea de antrenor, să mă duc ca să fiu manager și să-mi văd de meseria mea, lucru care îmi place cel mai. Păi de ce să ieșiți? Păi de ce să... Să nu mai fiți acționar sau? Ba da, vrem să vindem acțiuni, nu știți asta, stau să o repet în fiecare zi. Vrem parteneri, vrem să fim puternici, vrem să devenim mai puternici la Constanța și la aici lucrăm, să facem un proiect foarte bun. Foarte mare, cu o echipă puternică care să facă bugete mult mai mari și să se lupte în primele 4 din România să fie. De ce nu? Pentru că oraș, așa suntem și cred că orașul și regiunea Dobrogea merită o echipă foarte puternică.